A fost deschis dosar penal în cazul morții pilotului de off-road. Procurorii au pornit o cercetare în rem pentru ucidere din culpă. Mai multe persoane au fost audiate deja la poliția stațiunii Slănic Moldova. Vă reamintim că pilotul Adrian Cernea a murit după ce mașina sa a fost luată de vitură. Momentan dosarul penal deschis după moartea lui Adrian Cernea vizează doar faptele, nu și anumite persoane. Pilotul și-a găsit sfârșitul în a doua etapă a campionatului național de off-road. Competiția s-a ținut în ciuda codului portocaliu de inundații. Mai mulți oficiali din cadrul Federației Naționale de Automobilism au fost deja audiați la poliția din Slănic Moldova. De asemenea, vor da declarații și colegii pilotului, dar și martorii care au văzut cum mașina acestuia este luată de puhoaie. În urmă cu o zi, Leonard Ioan Bulai, prefectul Bacăului, a susținut că organizatorii știau de codul portocaliu de inundații, iar piloții și-au asumat condițiile.